ca urmare a faptului că Adriana Bahmuțianu a fost ținută departe de copiii ei, potrivit avocatului vedetei. Va fi efectuată o urmărire penală in rem în vederea identificării tuturor persoanelor care au interzis Adrianei Bahmuțianu să-și vadă copiii, ținându-se cont de infracțiunile reclamate. Adriana Bahmuțianu consideră că a reușit să bifeze o victorie importantă după mai bine de 2 săptămâni, în care părea că se luptă cu morile de vânt pentru a-și face dreptate. Recent, a fost deschis dosar penal pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului pentru persoanele care au interzis vedetei să-și vadă copiii. Eu zic că este o victorie importantă. Să știți că am început să mă liniștesc pentru că îmi dau seama, făcând tabloul și văzând de sus lucrurile, în poziția de observator, îmi dau seama ce se întâmplă. Este o luptă pentru avere. Frații mai mari vor să-i aburească, să-i prostească, să-i bobineze pe frații minori, pentru că aceștia să accepte ca frații mai mari să se ocupe de averea rămasă de la Silviu Prigoană. Asta de 5 milioane de euro nu e atât de sechestrată pe cât credem noi. Silviu Prigoană aproape că își plătise acele credite la bancă, mai avea foarte puțin și este una din mizele importante acea casă. Dacă frații mai mari o vând, ar trebui să împartă 4 milioane de euro între 4 băieți. Sunt bani mulți. Eu stau și mă întreb dacă erau săraci copiii mei sau dacă Prigoană era sărac, dacă îi mai apuca așa dragostea brusc față de ăștia mici. De-a lungul timpului nici nu a existat vreo relație între ei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.